Deci, în primul rând, pentru a atrage mai mulți vizitatori, ar trebui să cunoaștem profilul vizitatorilor sau personalului care se adresează muzeul. Pentru asta am făcut un chestionar. La această oră lucrăm la un nou site al muzeului cu o pagină de Facebook și pe care oamenii vor putea să lase comentarii. Muzeul are și complet și alte laturi. Deci nu neapărat vizitarea este punctul maxim al acestei instituții. Noi avem rolul de a prezerva și conserva patrimoniul întregului județ. Avem rolul și deocamdată la capitolul ăsta suntem încă deficitari de a inventaria toate punctele strategice de interes cultural și nu numai arheologic. Și efectiv, câți vizitatori au fost? Deci 19.000 în județ și 8.341 în Bistrița până ieri la ora, nu știu, vreo 3 când m-ați întrebat. Este cu mult mai mult față de anii trecuți? Nu, e cu mult mai mult. E în jur cu 10.000 mai mult. Nu înseamnă nici mult, nici puțin. Ar trebui să ținem cont de faptul că nici muzeul, ca și orice alte instituții, nu ies din sfera a tuturor lucrurilor care se întâmplă la această oră. Pe piață, recesiune, bani, chiar dacă prețul unui bilet nu se ridică la prețul unui suc la această oră sau unei cafea, totuși muzeul se adresează unui grup sau unor grupuri bine delimitate de vizitatori. Pentru unii, deși noi am făcut un anunț și ne-am și ținut de promisiune că am pus internet wireless în curtea muzeului și că așteptăm ca toți cei care sunt tineri și vor să și n-au unde sau n-au o altă variantă să vină pe băncile acestea cât încă se mai poate, mă rog, e și la noi în timp, dar cât încă se mai poate să stea Navigheze. să navigheze pe internet. Cu toate acestea, sigur că încă o parte mare din, să spun, oamenii din Bistrița se gândesc că muzeul este pentru elevi, pentru elevi însoțiți de profesori. Dacă ai fost odată aici, cu siguranță nu mai ai ce să vezi. Și nu e adevărat, pentru că muzeul în sine este o instituție a cunoașterii, o instituție a regăsirii de sine, dar aceste lucruri trebuie cultivate, aceste lucruri ar trebui să, această stare, de fapt, ar trebui să vină și de la sine, și din societatea civilă și cu siguranță, la această oră, inclusiv muzeul, ca și instituție care oferă, să spun, o parte de servicii de divertisment, are concurență, nu? Deci avem televizorul, este mai comod să stai acasă, pe pat, nu mai plătești nimic, nu mai nici de te deplasat până la muzeu.